Centrul de transfuzii din incinta Spitalului Județean din Mehedinți se confruntă cu o lipsă acută de sânge care poate deveni cronică. De asemenea, poate avea efecte devastatoare asupra vieții pacienților din spitale. Orice sprijin venit din partea oricărei persoane este de mare ajutor. În ultimul timp a scăzut numărul donatorilor de sânge. Centrul de transfuzii din incinta Spitalului Județean din Mehedinți se confruntă cu o lipsă acută de sânge, în special pentru grupa A2. Reprezentanții centrului fac apel la locuitorii județului Mehedinți să vină să doneze. 10 minute pot salva o viață. Necesarul de sânge, mai ales pentru grupa A2, este foarte mare. Foarte multe operații sunt reprogramate tocmai datorită lipsei de sânge. Motiv pentru care rugăm oamenii să se prezinte la centru de donare, să doneze benevol, deci să se prezinte și să doneze, este benefic și pentru dumnealor, în sensul că se fac analize gratuite, își controlează și starea de sănătate. Rugăm încă o dată oamenii să se prezinte la donare și să ajute oamenii care au nevoie și sunt în impas. Numărul donatorilor de sânge a scăzut drastic de la începutul pandemiei și până în prezent, astfel că centrele de transfuzii fac un apel către cetățeni să doneze sânge pentru a salva vieți.